A fost reținută. Este vorba despre o tânără în vârstă de 34 de ani care a fost dusă la audieri la secția 14 de poliție din capitală. Vă reamintim că vedeta TV a fost desfigurată într-un supermarket din București după ce a fost lovită în plină figură cu un obiect dur. Victima a ajuns direct la spital cu nasul spart și plină de sânge unde a fost operată. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Agresiunea a avut loc într-un supermarket din sectorul 4. Vedeta TV i-ar fi reproșat femeii că a blocat trecerea de pietoni după ce a parcat prost, iar aceasta a sărit imediat la bătaie. Mașina m-a înjurat, m-a făcut țigan, m-a făcut... Și soluția este să o lovești? Nu, nu este asta. Îți pare rău? Consider că ai greșit? Ați lăsat-o acolo într-o baltă de sânge? Nu, nici o baltă de sânge, am lovit-o și... M-am îndreptat către magazin gândindu-mă, uite, așa se parchează în România și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină. Și am întrebat-o, zic, e mașina dumneavoastră? Și mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu pot să-l reproducă, ce mă interesează pe mine, mă rog, a folosit alte cuvinte. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, adică puneam banane în coș, eram cu spatele și, deci, când m-am întors, m-am trezit cu un pumn în față. Toată scena s-a derulat sub privirile angajatelor magazinului, însă nimeni nu a sărit să o oprească pe agresoare. Lovitura a fost atât de puternică încât Cristina Joia a căzut la pământ plină de sânge și cu nasul zdrobit. Atacul a fost surprins și de câteva camere de supraveghere. M-am trezit cu un pumn în față. A fost incredibil de puternică lovitura pe moment. Eu nu mi-am dat seama că ea avea ceva ascuțit aici și am căzut jos. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, eram pe podea, oamenii din jur se uitau, nimeni n-avea nicio reacție, deci nimeni nu suna la poliție sau la smurt sau așa. Ea a fugit, nu știu, a zis ceva când a fugit, dar n-am mai, că deja mi-era foarte rău. O singură fetiță s-a plecat să-mi dea un șervețel. Casiera... Asta, am imaginea asta, nu mi iese din minte, deci casiera continua să pună produse, practic, și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cristina Joia a fost internată de urgență la Spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operată la nas. Am o tăietură, deci de aici, așa, dar este spartă piramida nazală și au trebuit să mă opereze de urgență, pentru că... adică, nu știu, câteva ore s-ar fi necrozat țesuturile. În magazin ar fi trebuit să fie prezent și un agent de pază, doar că în acel moment acesta nu se afla în clădire. În funcție de numărul de zile de îngrijire medicală de care va avea nevoie vedeta, va fi făcută și încadrarea juridică a faptei. Suspecta riscă până la 10 ani de închisoare. Premierul